Asociația Valea Ozană este din nou prezentă la Târgul de Turism al României, care are loc la București, la Complexul Expozițional Romexpo. Daniel, cu ce produse tradiționale ai de gând să încânți papilele gustative ale vizitatorilor? Bună ziua! Da, într-adevăr, suntem prezenți din nou la Târgul de Turism Romexpo 2016 și ne bucurăm că printre ofertele de Paști și cele de vară am venit cu produse tradiționale. Mulțumim mult pensiunilor care au adus aceste produse, am reușit să le facem prezentarea și mă bucur enorm de mult pentru că marele maestru culinar Scărlătescu a fost printre noi și a degustat din dulcețuri și gemurile tradiționale. Ce bunătăți ai aici lângă tine? O, nenumărate! Dulceața de afine, dulceața de mure, dulceața de caise, dulceața de nuci, care a fost probabil una dintre cele mai apreciate dulcețuri. Avem și zacuscă, da, zacuscă de ciuperci, zacuscă de pește și nelipsitul șerbet. În două culori, unicat, așa, cred că conține zmeură și cătină. Este, în afară de efect de prăjitură, un efect curativ pentru sănătate. Oricum, s-a cam golit cămara după prima zi de târg. Da, am încercat, mai ales oficialităților, președinta ANT-ului din România și să-i îndulcim un pic. Sperăm să avem proiecte comune și să prezentăm zona pe măsura realității din Târgu Neamț și împrejurim. În afară de dulcețuri și de produsele expuse, am înțeles, am văzut că ai avut și produse tradiționale preparate din carne de porc. Este adevărat, am avut tradiționala chișcă, fiind în perioada de iarnă, este imposibil să nu o regăsești în zona noastră, un cârnăcior adevărat afumat și o brânză de pe vârful muntelui, o brânză de originală de oi. Ce feedback ai primit de la cei care au gustat? În general, surprinși de un gust foarte, foarte natural, pentru că aici în București sau în alte orașe mari, clar că nu o să găsească niciodată un produs bun și cu gustul natural. Și dacă vor să mai guste din nou, să mai mănânce, trebuie să vină la Târgu Neamț. Degustare se face la București și adevărata masă în zona noastră, pe Valea Ozanei. Pensiunile membre în Asociația Valea Ozanei, cu ce oferte au ajuns aici, prin intermediul tău? Știind că se apropie sărbătorile de Paște, majoritatea au făcut oferta de Paște. Noi, ca asociație, am reușit să facem un pliant cu Festivalul Medieval, care se apropie în perioada de 1-3 iulie. Atunci or să vină și ceaunele fermecate, nu? Clar că este și festivalul ceaunul fermecat, unde din nou pensiunile vor ieși cu ceaunele și cu merindele tradiționale târgnemțene și vânătorești sau agăpești, nu? Sau pipirigene. Din toate zonele noastre. Ale Ozanei, clar. S-au întâmplat să fie vizitatori la stand care au ajuns și au degustat, au gustat, au mâncat din ceaunele noastre fermecate? Personal n-am întâlnit niciunul, dar cei care au fost prezenți alături de noi, echipa noastră, au întâlnit câțiva care au fost și vor să se reîntoarcă și să vină cu prieteni și ne-au făcut publicitate pe Facebook, pe toate paginile sociale, pe internet. Sperăm că anul acesta să avem mult mai mulți turiști în vară și sperăm că ne pregătim și pentru sezonul de iarnă. Asta e și scopul prezenței dumneavoastră aici, să înțeleg. Scopul este promovarea, clar. Și pentru toată perioada anului, în colaborare cu Parcul Natural Vânători, reușim și sperăm să facem anul acesta trasee turistice de munte, pentru că sunt foarte importante. Astfel reușim să ținem turistul, vizitatorul în zonă, să-l transformăm în turist pentru 3, 4, 5, 7 zile, măcar 3 zile.
Membrii Asociației Valea Ozanei au susținut întotdeauna participarea la Târgul de Turism a orașului Târgu Neamț și este foarte frumos felul în care s-au adunat în această asociație și felul în care se colaborează. După cum știți, s-au făcut evenimente în zona noastră, în jurul acestei asociații. Multe idei vin din partea lor. Chiar și la tema standului s-a implicat foarte mult Florin Cucu, reprezentant al unui membru al asociației, și mare parte din ce se vede este și ideea lui. Și când factorii interesați se adună, se pare că e și lucruri frumoase. La fel. Siguranță, cei care au vizitat standul au aflat de festivalul Ceaunul Fermecat și vor veni la Târgu Neamț în viitorul apropiat. Au aflat nu doar de Ceaunul Fermecat și de Festivalul Medieval și de Festivalul de Datin, dar cred că Festivalul Medieval împreună cu Ceaunul Fermecat ar fi cel mai aproape, într-adevăr, și este atractiv pentru vizitatori acest festival care vine din Asociația Valea Ozanei. Oricând pot gusta preparate magice. Exact.